întoarce, dragă mă. Cu spatele. Mă, da, rău te-am mai pocit. Eremevna! Da? Ia du-mi-l încoace pe pungașul de Trișca. Ia vină încoa, dragă. Doamne, ce croială tâmpită! Te strânge de ție ochii, a? Ia cheamă-l încoa tu pe podoaba de tactu. Bă-te încoa, mă, boule! Nu tu, mamă, nu tu! Nu ți-am spus să faci caftanul mai lărguț? Nu ți-am spus? Pe lângă că băiatul mai crește, dar slăbuț cum e dragul mamii, pare și mai slab. Văz că tași, dobitocule. N-ai nimic de zis. Ba da, cu coană. Eu n-am învățat meseria de la altul. Mi-am bătut capul singur să învăț. Nu v-am spus de la început să chemați un croitor mai ca lumea? E o judecată de dobitoc. Parcă trebuie să fii cine știe ce meser ca să faci o haină ca lumea. Da, cu coană, un croitor de meserie învață croitoria de la meșter, nu ca mine așa din... din aia. Mai e și obraznic prostul. Învață unul de la altul, bă! O întrebare. De la cine a învățat întâiul croitor de pe lumea asta? Zice-o! Zice-o! Ce să zic? Ce să zici? Zii! Zic că ăla curea și mai prost decât mine. Aoleu, cât te mănânc! Mă mucă! L-am chemat pe tătuca și au zis... Vine, tată! Alu-l îmbrăci dacă nu vine cu binele! Iată-l pe tătuca! De ce fugi așa de mine, boierule? De mine, mamă! Cască ochii! M-am împiedicat! Cască ochii și uită-te la băiatul dumitale cu ce haine l-a pricopsit Trișca de ziua logodnii unchiului său. Da. Uite! Sunt, cred, o leacă prea strâm, largi, largi, amă. Poate ar trebui să fie mai ajustate. Mai ajustate. O să te dau eu pe mâna lui Trișca să-ți ajusteze ție mintea, nițeală. Am crezut că ai văzut și matale. Dar ce, sunt chioară ca tine? Dar ce să mai vadă ochii mei după ochișorii matale, mă? Alalt, bărbat, n-are Dumnezeu, unde-i strâmb, vede larg. Știi că în toate mă iau după tine și te ascult și te urmez. Da, atunci fă bine și ia-te așa cu după mine. Că dacă tu te iei după mine, nu vreau să mai iau după slugi. Fă bine și înhață-l pe ăsta de urechi. Înhață-l acum imediat și cu un băț mai lung. Dar despre ce și despre cine e vorba, sărirea? Păi tocmai astăzi v-ați găsit de ziua logodnii mele. Lăsați-o pe mâine, că dacă e vorba de... Hai! Vă dau și eu o mână de ajutor. Să nu-mi spuneți mie scotic, dar știi că se văd cu tine ca două picături de apă. Nu scapă unul de apă din gheara mea. Dar ce te-a supărat așa? Pune-te în locul meu, frățioare! Treci, dragul mea, acolo să te vadă și unchiuleț. Uite-te și tu. Uite-te și tu. E prea larg costumul ăsta. Cum o să fie prea larg? Acum văd și eu că e prea strâmb. Acum vede și e prea strâmb. Da. Nu e nici prea strâmb, nici prea larg. E tocmai cum trebuie. Bun meșter a fost croitorul. Măgarule, ieși afară! Eremevna! Da, stăpâni, da. Nu te-și dă-i băiatului ceva de mâncare, că a pus acuși pică de ascălit. Vai de mine, stăpâna mea! Dar chiar adineul, domnișorul a avut bunătatea să mănânce vreo 5 plăcențoaie. Să zic că le-ai și numărat, putră. Oh. Nu te-ai îndurat să-i o dai și pe așa. Oh. Nu te-ai îndurat. Să-i fie de bine, maică. Să-i fie de bine. Eu am spus-o tot pentru Mitrofan Terentievici. Toată noaptea s-a văitat drăguțul de el. Și acum îmi spui? Până acum nu mi-ai spus nimic ca dragul, mami. Te-a dus ceva? Da, mă bucă, nu știu ce am avut, că aseară mi-a venit rău, cred că de la ăsta, de la stomac. Te-ai fiind dopat prea mult la masă. A, e, să știi că nici n-am prea mâncat, știi? Am băgat-o de seama aseară, că tu ai băgat un gură. A, da, n-am băgat, n-am băgat. Câteva bucățele de șungă, 5 sau 6 plăcințele, 12, oameni, n-am băgat nimic, am avut. Mi-a zis, da, toată noaptea a murit de sete, a băut un hârtău de pază. Hai, mă bucă, și acum umblu cam năuc. Și ce crezi, cum adormeam, visam tot felul de măscări. Ce fel de măscări, Mitrofan? Nu, păi măscări că te vedeam când pe tine, mă bucă, când pe tătuca. Nu prea înțeleg, Mitrofanușca. Hai, mă bucă, dar de cum îi vedeam ochii,
Și vedeam că lei pe tățuca la palme și la înghiot. Fugi, mă, de aici, mă, să nu-i vreo idee. Vai, m-a apucase așa o milă. Și de cine ți-era ție milă, Mitrofan? Ei, cum de cine, mămucă? De tine. Că tare erai obosită decât l-ai snopit în bătare. Ui, mami, dragă. Că atât am și eu pe lume, un copilaj. După câte văd eu, Mitrofanu, și că tu ești mai mult al mamii decât al tatei. Da. Ce să mai spun? Sunt foarte fericit de el. E cu minte, e cu minte, e deștept, e isteț, și pe deasupra mai e și plin de haz. Uite, câteodată mă și minunesc, parcă n-ar fi copilul meu, băiatul ăsta. O fi el plin de haz, dar văd că am fost suflat. Aude, dragul mami, ce? N-ar trebui să trimitem noi după un doctor la oraș? Nu, mamă, că las că-mi trece, dar îmi dai voie să mă joc la porumbii? Du-te, dragul mami, du-te, că poate ți-o trece. Mă duc să mă joc la porumbii. Serioară, dragă, dar eu nu-mi văd logodnica. Am crezut că ai chemat-o și pe ea. Păi de seară facem logodna și ea nu știe nimic. Nu crezi că ar fi cazul să-i aducem la cunoștință că se mărită? Ce te grăbești așa, frate? Dacă îi spuneam, putea să crezi că o întrebam și pe ea. Nu, și știi că nu-mi place să dau socoteală nimănui de ceea ce fac. În ceea ce ne privește, pe noi ne-am purtat cu Sofiușca ca niște adevărat părinți cu o biată orfană. Tatăl fetei a murit când fata era de o șchioapă și pe maica s-a luat Dumnezeu acum 6 luni. Domnul Starodumunchiu, fetei, a plecat în Siberia și tragem nădejde că acolo a murit și el. Am luat-o în casa noastră, îngrijim de ea ca de copila noastră. Ne-a fost milă de ea, îngrijim de ea și de moșia ei ca și cum a fi a noastră. Așa că ne-am făcut. Dar ce te apucă să trâncănești așa, boierule? Fratele mi-ar putea să creadă că am luat-o din vreun interes la noi. E, cum o să creadă așa ceva? Dar ce poți să pui mâna pe moșie și să o bagi în buzunar ca pe nimic? Să fim serioși, ce dracu? Moșia ca moșia, chiar dacă ați fi pus voi mâna pe ea, tot nu sunt eu omul să vă caut fricile prin judecăți. N-am călcat într-o judecătorie decât mă știu și fug de judecător ca dracu de tămâni. Mă fură vreun vecin, îl las în plata, domnule. Știu eu să-mi scot pârlea la cuvânt și îndesta de la țărani. Adevărul că ți s-a dus bestea, că știi să iei 7 piei de la țărani. E adevărat, noi suntem niște proști din privința asta. Spune-ne și nouă, frate, cum faci? Cum faci? Că noi, după ce le-am luat țăranilor și ce au mai avut, nu mai echip vai de capul meu să-ți mai stoarce nimic de la ei. Vă spun, surioare, dragă, dar mi-o dai pe Sofiușca. Ce așa de mult la slăbănoaga asta? Dacă stau să mă gândesc prea bine, nu. Atunci, poate ți-s mai dragi satele de pe moșia ei? Nici asta, dacă mă gândesc. Atunci? Altceva mă ispitește pe mine. Ceva la care țin ca la ochii din cap. N-am putea ști și noi ce e acel ceva? Porcii. Porcii, surioară, de pe moșia fetii. Un neam de porci, cum n-am văzut în viața mea. Când îi ridici în picioare, sunt așa ca noi. Adică ce spun eu, că nu le ajungi cu fruntea până la gușă. Pe lângă porcii fetii, porcii ceilalți niște fleacă. Sofiuș, dar ce bucurie asta pe tine, fată? Scrisoare de la unchiul. De atâta vreme n-am mai știut nimic despre el. Săracul de el, dragul de el. A sosit la Moscova, uita ștampila de pe scrisoare. Ce-s prostiile astea? Unchi, tu, Starodum? Ce-ai nebunit când l-ai liat azi noapte? Că nu știam. Să fi fost vorba că a murit. Ia că așa nu fi murit. După tine n-are voie omii să moară dacă vrea, nu? Ia să mă mai proștești pe mine cu tâmpenile astea. Știi ce vrea ea? Crede că ne sperie și scapă de la noi. Ce-și-o zis ea, mititica? Lasă că unchiul meu e om deștept și dacă află că am încăput eu pe mâni străine, mă scoate el de aici. Nu te mai amăgi, fato. Nu te mai amăgi. Unchiul tău e mort, de-a binelea pricepi. De-a binelea! Da, dacă n-a murit. Da, așa e, dacă, Doamne ferește, n-a murit. Cum n-a murit, mă? Ai uitat că l-am pus la biserică în pomelnic? Îi pomenim sufletul de nu știu câte luni încoace. A murit. E, astea, să fiu așa de păcătoasă, nu-mi primească Dumnezeu rugăciunile. Dă-mi tu mie scrisoarea asta. A, știu eu de la cine trebuie să fie. De la ofițerașul ăla cu care umblă ea să se mărite. Ia uite, frate, unde am ajuns. Ca fetele să știe, carte să primească scrisori. Da.
Puteți să o citiți și dumneavoastră personal, să vedeți că e cuvincioasă. Eu personal? Drept cine mă iei? Am rău că am primit altfel de educație. Pot și eu să primesc scrisori, da? Dar dau poruncă să mi le citească altcineva. Ia citește-o tu. Știi că mie mi-e cam greu când... Pe semne că ai primit și tu o educație de fată mare. Citește-o tu, frățioare. Eu? Să mă ferească Dumnezeu. De când mă știu, n-am citit nimic în viața mea. Atunci dați-mi voie să o citesc eu. No. Ia uite-mi de tine, ea se pricepe. Dar ce încredere să am eu în tine, fată? Lasă că vin profesorul Mitrofanu și care încoace și le poruncesc lor să o citească. Iată-l și pe simpaticul nostru musafir. Frate dragă, îți prezint pe domnul Pravin. Domnule Pravin, îți prezint pe fratele meu. Da, îmi pare bine de cunoștință. Poate... Și mie. Dar n-am auzit prea bine cum e numele, nu l-am deslușit. Mă numesc Pravdin. Cum? Pravdin. Deslușit? Pravdin, ce loc să ziceați că sunteți? Adică ziceam că unde sunt moșiile dumneavoastră, ziceați? N-am zis nici dincolo, nici dincoace. Dar pot să zic, dacă vreți să cunoașteți neapărat identitatea mea, așa? Că m-am născut la Moscova. Iar moșia mea se află în sfântul acesta. Da. Sunteți satisfăcut? Da, eu vreau să te mai întreb ceva. Nu te supăr că tot n-am înțeles numele. Prin partea locului sunt porci. Dar mai lasă-mă, dragă, în pace cu porcii tăi! Lasă-ne cu necazurile noastre acum! Domnule Pravi, aș avea o rugăminte. Uite, ne-am luat sarcina să creștem o fată. Mai că fata asta s-a cam învățat să primească scrisori de la tot soiul de unchi. Știi, și unii unchi au început să-i scrie și de pe lumea cealaltă. Fii bun, dumneata, te rog, și citește-ne-o ca să auzim și noi. Da, vă rog să mă iertați, doamnă, dar sunt obișnuit să nu citesc scrisorile pe consimțământul celor care le trebuie. Păi nu, eu am primit-o. Vă rog să o citiți. Cu asentimentul dumneavoastră, da. Permiteți? Scumpă nepoată, treburile m-au silit să stau câțiva ani departe de neamuri și depărtarea m-a lipsit de bucuria de a avea vești de la voi. Mă găsesc la Moscova. Ia auzi. Am căutat să dau pildă că se poate agonisi o bunăstare prin muncă cinstită. Ajutat și de noroc, am adunat o avere care mi-aduce un venit de 10.000 de rubli. 10.000 de rubli? Avere pe care, scumpă nepoată, ți-o las moștenire ție. Sofia moștenitoare. Doamne, ce moștenire, ce doamne! Noroc porcesca. Sofiușca! Să ne trăiești, Sofiușca! Scumpa mea, Sofiușca! Doamne, Dumnezeule, Doamne! Nu, că-mi vine să nebunească. Ce bucurie, doamne, ce bucurie! Nu mai trebuie decât un soțior. Nici n-am visat eu o mireasă mai minunată pentru Mitrofanușca. Doamne, ce unic, ce unic! Păi bate el la bastăriară că am picat la țanc. Te cam zorești, frățioare. De ce? Trebuie să întrebăm și fata. De unde știu eu că vrea să te ia pe tine, frumosule? Da, unde mi-ai scos-o, domnule? Acum să-i cer și aprobare. Îmi dați voie să citesc scrisoarea mai departe? Aha, citește-o, negușorule, că poți să o citești și 5 ani și tot nu găsești nea ceva mai bun decât 10. Da, chiar așa. Ai tu cu mine, mi-atac. Ai tu, păpușe, mi-atac. Boierule! Să stăm și noi puțin de vorbă. Boierule!